Tenisul de masă a evoluat lent și în timp din tenisul de câmp, fiind socotit un sport de salon al elitelor și, cel puțin la început, o competiție de cafenea. Cea dintâi perioadă a istoriei tenisului de masă se plasează în Belle Époque, între anii 1880-1904. Noul joc devine rapid una dintre marile pasiuni ale vremii. După o perioadă de anonimat și de uitare, care a durat până în 1922, tenisul de masă revine în actualitate și evoluează spre campionatele mondiale, 1926. În timp, acest sport a cunoscut mai multe denumiri: tenis miniatural, tenis de sală sau de salon, ping-pong, etc. Abia în anul 1988, tenisul de masă pătrunde între sporturile olimpice. La noi în țară, tenisul de masă nu este consemnat în presă înainte de anul 1925.